Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. A venit momentul pentru cea de-a doua farfurie. Haideți! Mamă, tare curios sunt! Looks like we're gonna eat something tonight. A mers totul foarte bine. Iarăși, decizia aparține juraților. Eu sunt foarte împăcat cu mine, că am dat într-adevăr tot ceea ce se putea da. Sunt foarte mulțumit cu tot ce a ieșit, sunt absolut de-a dreptul fericit, exact așa cum mi-am imaginat o să fie. Farfuria de la Main Course consider că va fi elementul nostru forte și, până la urmă, așa a fost gândit, ca farfuria cu un gust extraordinar, ceea ce noi am reușit să facem. Vrăbioară de vită cu piure de ceapă și cafea și sos de bere. Parcă n-a făcut aceeași persoană treaba asta. Ce, Cătălin, nu-ți place sau ai rămas? Nu-ți mai e bun sosul, nu mai e bun sosul? N-am spus. Îți place și acum? Mi-a plăcut prima dată. Nu pot să spun că nu-mi place și a doua oară. Ce-ți nebun? Senzațional. Are o vrăbioară gătită perfect. E o combinație de gust dulce-amăruie foarte reușită. E o farfurie bună. Farfurie foarte bună. Nu aș fi văzut niciodată cafeaua în mâncare, dar uite că el reușește să-mi facă să-mi schimb părerea. How's your beef, Maria? Trebuie prima oară când mănânc un steak bun aici. I like it. It's good. Superb. Felicitare la cine a făcut. Tot a avut un sens. Wow. Wow, wow. Și pireu e bun. Combinație foarte îndrăzneață, cu care au riscat mult. Mi-a plăcut mult. Acel piure de ceapă cu o tentă de cafea te asociază foarte bine cu Vita. In overall, it was a nice harmony on the plate. Bravo. Farfuria cu numărul 2, filet de red mulet, piure de morcov și portocală, spumă de pătrunjel și jeleu de pătrunjel, sos lemongras și ghimbir. Îmi duc senzația de lapte de cocos. Chestia asta galbenă și asta albă de aici, foarte bun. Bobby, ai în farfurie un piureuaș portocaliu care este senzațiune. Până aici, nenică, te aplaud. Mamă! Nu era la gust. La bobiatul este gustul. O farfurie bună, gustoasă, sosul într-adevăr foarte bun. I feel pretty excited to see because I love presentation. It's very fusionist, you know? E foarte gustoasă, e gătită corect, interesantă spuma. Spumă cu pătrunjel și cu ghimbir. Se asociază foarte bine cu peștele. Jeleul e interesant. Foarte bine executată, foarte frumos gândită. Mi-a plăcut farfuria. Puteți trece la farfuria cu numărul 3. Black cod în sos bok choy și piure de topinambur. Topinambur. Piure de topinambur. Mm-hmm. Peștele gătit corect. Piure de topinambur e bun? Bună. Standard. E clasica farfurie black cod, miso sos și bok choy. Miso și mirin este inventat de japonezi să atingă umami. Umami e nirvana bucătăriei. Umami este combinația perfectă de gust. Umami este gustul suprem. A lovit-o bine. Și vreți să spun că e un pic sărat? Mă, mie îmi place farfuria. E un pic sărat. Nu știu ce. E spre dulce, așa că nu e spre sărată. Nu știu ce vezi tu, am dulce aici. Simt. Soarea nu se vede. E o farfurie foarte interesantă. Este gătită la perfecție. It's a very, very well done. A smart use ingredient. A fost destul de echilibrată, ca și textură și gust și așa, corect și bun. It's not something new, the mix of black cod and miso. It was very good, perfectly boiled. Prima farfurie. A doua farfurie. A treia farfurie. Este o luptă foarte strânsă. Sunt preparate total diferite, gusturi diferite, dar aș fi fericit să primesc într-un restaurant pe oricare dintre ele. It was better than expected after the starter. Felicitări! Așadar, după cum știți, o să vă servesc ceva dulce. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.